Vestea decesului artistului Petrică Moțu Stoian a căzut ca un trăsnet peste județul Mehedinți. Astăzi, în cadrul ședinței de Consiliu Județean din luna noiembrie, a fost inclus în ordinea de zi proiectul prin care s-a acordat titlul de cetățean de onoare post-mortem al județului Mehedinți, interpretului Petrică Moțu Stoian. Astăzi, în cadrul ședinței de Consiliul Județean din luna noiembrie, a fost inclus în ordinea de zi proiectul prin care s-a acordat interpretului Petrică Moțu Stoian titlul de cetățean de onoare post-mortem al județului Mehedinți. La ședință au fost prezente, alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, surorile regretatului artist, dar și prietena și colega artistului, Anica Ganțu. Ordinea de zi a ședinței de astăzi este următoare. 1. Proiect de hotărâre numărul 129 din 17.11.2021 privind acordarea titlului de cetățean de onoare al județului Mehedinți post-mortem domnului Petrică Moțu Stoian. În cadrul ședinței a fost votată în unanimitate acordarea celei mai înalte distincții pe care o poate acorda Consiliul Județean Mehedinți, aceea de cetățean de onoare post-mortem. Distinția privind, mi-am fi dorit să-i acordăm această calitate de cetățean de onoare, fiind în viață, din păcate, a fost o surpriză pentru toți. De asemenea, în cadrul ședinței a fost prezentat un filmuleț în memoria artistului despre dragostea pe care acesta a avut-o pentru județul nostru, filmuleț care a emoționat până la lacrimi pe toată lumea prezentă. Toată lumea prezentă a ținut un moment de reculegere pentru îndrăgitul artist, iar în sală au curs ropote de aplauze. Aplauze care știm că pentru artistul Petrică Moțu Stoian erau ca un pansament pentru suflet. Da, mi-aș fi dorit să trăim evenimentul altfel, să fi fost alături de noi în viață maestru Petrică Moțu Stoian și să fi decernat acest titlu de cetățean de onoare al județului Mehedinți, fiind în viață și în loc să proiectăm noi pe acel ecran melodii de ale dumnealui, să ni le fi cântat dumnealui live aici în timpul ședinței. Din păcate, viața nu îți oferă ceea ce vrei și creează de multe ori surprize neplăcute, așa cum s-a întâmplat și acum, pentru că nu numai pentru membrii familiei, pentru noi toți și pentru mehedințeni și pentru iubitorii de folclor din România a fost o pierdere imensă, o veste tristă că ne-a părăsit așa de repede maestrul Petrică Moțu Stoian. Asta a putut face Consiliul Județean Mehedinți în semn de apreciere, de respect față de omul care a fost, față de artistul care a fost sau pentru ceea ce a făcut dumnealui pentru județul nostru, care a reprezentat județul Mehedinți cu mândrie peste tot pe unde a fost. Asta am făcut noi și am acordat astăzi acest titlu de cetățean de onoare al județului Mehedinți post-mortem. Surorile artistului sunt înmărmurite de durere și încă nu pot să conceapă pierderea fratelui lor, însă le-au mulțumit autorităților pentru acest titlu oferit regretatului lor frate. Aș vrea să mulțumesc domnule președinte pentru efortul depus pentru Petrică și tuturor consilierilor vă mulțumim. Cred că merita Petrică să fie aici. Nu știu dacă pot să vorbesc. Nu noi trebuie să luăm această plachetă și această distinție, dar dacă asta a fost, oricum noi mulțumim tuturor
celor care au depus acest efort pentru memoria lui Petrică. Anica Ganțu, prietena și colega interpretului, a fost de asemenea prezentă la ședință și a ținut să transmită câteva cuvinte pentru toți cei care l-au iubit și apreciat pe marele artist mehedințean Petrică Mățu Stoian. Era un om care, și dacă avea probleme de sănătate, cum știm cu toții că a avut în ultima perioadă, dar le-a ascuns, și într-un spectacol, chiar dacă era foarte greu, făcea el o glumiță, era un om carismatic, făcea el ceva ca oamenii să nu-și dea seama că ar avea o problemă de sănătate sau o problemă în familie. A fost un om deosebit, un om care a lăsat și acelora care nu, poate nu iubesc cântecul popular, doar că l-au văzut foarte mult pe ecran, o lacrimă să cadă. Un om care a lăsat durere în suflet, ați văzut de la înmormântarea lui câtă lume, dar câți oameni au plâns acasă că n-au putut să vină și să-l vadă pe ultimul drum. Dureros, ce pot să spun? Dureros, eu tot nu pot să cred că mâine sunt 3 săptămâni de când Petrică a plecat. Am știut de el chiar din momentul în care a ajuns la spital, m-a sunat o colegă și încercam să urmărim evoluția cu gândul că va fi bine. Deci, nu știu, a fost ceva neașteptat, a fost un șoc pentru toată lumea. Dar am spus, Petrică Mățu Stoian rămâne viu pe veșnicie pentru că toate cântecele vor fi preluate. L-au luat tinerii soliști ca model. De asemenea, pe lângă acordarea distincției de cetățean de onoare post-mortem al județului Mehedinți, se dorește realizarea unui festival de muzică populară chiar în satul natal al interpretului în Isferna. Și aș vrea să cânt doar atât. Mehedinți frumos pământ, tare mi-e drag să te cânt, da te văd din când în când și trăiesc cu tine în gând. Unde trăiesc o duc bine, dar sunt departe de tine, plai de dor cu oameni buni, cu păduri pe mândrusuri. Te lumina mândru soare, din Izverna vânjul mare, cântec drag s-aude-n baia, de răsună și strehaia. Mi-e drag la tine să vin, Dunăre la Severin, că mulți ani pe malul tău petrecui cu puiul meu. De vrei să te înveselești, treci Ponoare și Gheorghești, treci Ponoare și Gheorghești, la Cerna Vârf să te oprești. De vezi lunca de la Balta, lumea ți se pare alta, ai în fața ochilor frumusețea munților.